Radu, bine ai venit la echipa națională. Cu ocazia primei tale prezențe aici, la seniori, avem un botez special pentru tine, ca să zic așa, o rubrică devenită deja celebră printre tricolori, o rubrică FRFTV numită 20 de gloanțe. Vor fi 20 de întrebări care necesită un răspuns scurt. Unele dintre ele incomode, o să vezi. Ești pregătit? Sunt pregătit. Prima întrebare. Cum pedepsești atacantul care te lovește când nu e atent arbitrul? Îl calc pe gheată. Ce rating ar trebui să aibă cardul tău în noul joc FIFA care se va lansa în toamnă? 80. Cel mai frumos stadion după gustul tău pe care ai jucat până acum? Am avut șansa să fiu în lotul lui Juventus când a jucat la Camp Nou, deci cred că Camp Nou este cel mai impresionant și cel mai mare stadion. Ce moment ai vrea să retrăiești sau să schimbi dacă ai putea călători în timp doar pentru 2 ore? Nu știu, sincer, dacă ar fi să iau din toate momentele, eu când n-am avut ocazia să termin liceul în România, cred că îmi lipsesc anii de liceu. Dar pentru 2 ore în viitor, la ce vârstă ai vrea să ajungi și de ce? Ce ai fi curios să descoperi? Cred că aș vrea să ajung în momentul în care am terminat cariera și aș vrea să văd ce carieră am făcut. Ce autogol, dacă există vreunul, te-a urmărit cel mai mult? Autogol? Na, nu mai știu, nu cred că... Cel puțin în meciurile oficiale nu cred că mi-am dat niciodată un autogol. Dacă Andrea Pirlo preia în vară o echipă din MLS și te sună să vii acolo, te duci? Nu. Ultima minciună pe care ai spus-o și cui? Ultima minciună? Că mi-a plăcut un fel de mâncare. Nu te întreb și cui atunci. Cel mai mare prim șoc trăit la Juventus? Ce ține, nu știu, de organizare, alimentație, program, orice domeniu. Cât de... ce organizare și ce... care e cu adevărat lumea fotbalului prin care am văzut-o datorită lui Juventus. Cine s-ar descurca mai bine? Tu în basket sau sora ta în fotbal feminin? Eu în basket. De la toate naționalele de juniori pe unde ai fost, plus cea de tineret, ce atacant român ți-a pus cele mai mari probleme la antrenamente? Cred că fostul meu coleg de echipă, Filip Ilie. Ce fundaș român pe care nu l-ai prins ca jucător te fascinează cel mai mult din poveștile celor mult mai în vârstă ca tine? Chivu. Dacă ai putea avea permanent în Italia 3 lucruri din România, sarmalele ar fi printre acelea? Cu siguranță. Cât timp ți-a fost teamă că nu vei mai fi convocat deloc la naționale după acțiunea din octombrie de la tineret? Nu mi-a fost teamă. Atunci a fost o decizie pe care am luat-o eu și încă nu regret. Ce infracțiune din fotbal ai eliminat din regulament dacă ai putea? Cred că... greu. Atingi cu mâna, nu știu. După un tackling nereușit, înjurătură în gând sau strigată? În gând. În italiană sau română? Română. Cea mai enervantă poreclă și de la ce provine? Enervantă? Nu, dar eu cum am avut, când eram mic, mai mic, am avut mereu părul mai lung și mai mulți colegi de-ai mei făceau glume pe baza asta. Fundaș într-o echipă antrenată de Simeone sau Guardiola? Cred că Guardiola. Artist român cu care vrea să petreci un weekend? Smiley. Pentru că ești într-o postură din care cred că poți răspunde sincer, stelist, dinamovist sau rapidist?
Datorită lui Florin Manea aș putea spune că sunt mai puțin mai înclinat spre rapid, dar nu am avut niciodată o preferată în absolut.